Eu am venit special să văd eu cât de arogant este acest domn Matei, pe care toată lumea, toată România l-a etichetat deja. Îți place deja, râzi așa, dar îți place să zică lumea așa de tine. Sunt conștient de mine, da, știu. Da? Da, nu, e, da. Nu mă ascund. A, așa-i fost tot timpul, oricum eu cred da. Că 90% este așa o mască, de fapt, și în adâncul suflet. Perceput din totdeauna. Nu știu, poate că uneori e adevărat. Na. Aia e, ce pot să fac? Eu cred că ți-a plăcut, ți-a zis cineva la început, acum câțiva ani, că ești arogant, nu știu ce, și cred că ți-a plăcut asta și ai lăsat-o așa. Mai bine decât, știi, mai bine să te creadă arogant decât fraier, ca să zic cumva. O să zici și așa, nu, eu nu văd ca pe un, adică nu văd ca pe un lucru rău neapărat. Știi, da, poți să fii atâta timp când nu exagerezi, când nu te pierzi, când nu crezi, nu te iei în serios. Știi, că poți să fii arogant uneori și să nu te iei atât de în serios. Și pentru că săptămâna asta o să te vedem tot weekendul pe TV, că și vineri două episoade, sâmbătă, duminică, tot, nu știu, sâmbătă, cred că nu. Se termină insula, da? Da. Da. Vreau să te întreb, îți mai trebuie, te mai duci, ai fost insula, ispita supremă, toate în celelalte sezoane, îți mai trebuie acum după sezonul ăsta? Insula, băi, dacă mă întrebai până să știu de existența proiectului ăsta, aș fi zis că da, aș fi mers. Și la final, nu știu dacă o să mă întrebe același lucru și la final de insulă o să mă întrebe, ai mai merge și vă zic de acum, spoiler alert. Da, doar că acum că a apărut serialul ăsta, proiectul ăsta, aș avea o reticență, pentru că pur și simplu se încheie o etapă, începe alta și nu zic că n-aș mai participa la reality show-uri. Cine știe, depinde de subiect. Dar n-aș merge pentru a patra oară la insulă, cred că three times the charm, cum se zice, a treia oară cu noroc. De ce zic asta? Pentru că eu cred că femeile nu mai au încredere după ce, dacă te duci în fiecare sezon. Nu mai au încredere. Ba, eu cred că îți mai dau așa o șansă, știi? Că cel puțin în sezonul ăsta, în primele sezoane erai mai intrat așa în ăla. Adică, știi, acum ai încercat să fii cu cineva cu care chiar ai avut chimie. Adică nu te-ai mai fost chiar ispită. Ai încercat să fii și puțin om. Nu? Da, ai fost. Cineva care a văzut. Sezonul ăsta ai fost și puțin om. Sau cred că, nu știu, ori te-ai plictisit, ori nu ți-a plăcut, ai fost și om sezon. Bine, glumim. Nu, dar serios, pe bune, chiar asta a fost scopul meu. Am zis că, ok, cât de real pot să fiu, până la urmă e un reality show. Adică, dacă nu pot să fiu pe bune eu aici, înseamnă că e ceva neregulă. Și atunci am zis, hai să povara asta a expunerii, știi, să fiu expus complet unui public, să vedem ce se întâmplă. Și s-a întâmplat că lumea nu te mai crede, ci de acasă femeile nu te mai cred, dar tu mai crezi femeile? Dacă poftim. Dacă tu mai crezi femeile după ce vezi și tu toate astea și mai ales cum poate, cum ne putem... Da, eu tot timpul voi avea încredere în sexul opus și în oameni, în general, e adevărat, scade cu timpul, dar când cunoști o persoană nouă, trebuie să-i dai prezumția nevinovăției, știi? Adică trebuie să o iei de la zero, indiferent de ce experiență ai avut în trecut, pentru că e persoană nouă, adică măcar până când o descoperi. Sau măcar până când ești prima dată. Sau așa, ai punctat foarte bine. Îți mulțumim frumos, sper cât de curând, de săptămâna viitoare, să nu mai fii Matei de la insula, să fii Matei de la camera 609, nu? Amin, mersi foarte frumos pentru urarea asta, așa să fie. Doamne.